un lucru că nu știu dacă a existat zi în care tatăl meu să fie acasă și să nu ne ia să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș dori ca Domnul să ne ajute pe fiecare să ne facem datoria. Amin. Amin. Și eram în clasa a doua și am citit acest cuvânt din Faptele Apostolilor. Și am zis, Doamne, dăruiește-mi această putere să te pot sluji pe Tine. În venit la școală, eram prin clasa a doua, dacă nu greșesc, mi-am dat seama că sunt un păcătos și mă scuzați? Aveam o cameră mare acolo în casă, aveam două case și era o masă așa mare, un cerceaf. Am intrat acolo și am început să plâng înainte de Dumnezeu. Și am zis, Doamne, iartă-mă. Și mă gândesc acum, Doamne, ce minte are cumva? 8 ani? A 9 ani? Dar acolo Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și acest lucru aș vrea să fie un semn de întrebare pentru fiecare. Din ce cauză nu primim Duhul Sfânt? Ce lucruri în viața noastră ne îndepărtează de această putere a lui Dumnezeu? A trecut timpul, mă duc aminte, în septembrie 2019, am venit în țară, 2018-2019 și mai înainte am lucrat în Belgia, căpătasem reședință acolo și am venit să susțin niște atestate pentru transport mărfuri periculoase. Și m-am gândit între timp cât timp durează aceste lucruri să lucrez din nou. M-am reangajat la Popești ca operator. Mai lucrasem 3 ani înainte. Și în aprilie, dacă nu greșesc, au venit două surori și un frate proroc pe la Bistrița, aici la biserică, sâmbătă seara. Duminică dimineața au venit la noi la Filiaș, la fratele Ioniță. Și a fost o lucrare în biserică. Iată, se cere mijlocire, fiindcă cel rău vrea să ia viața unui tânăr prin accident. Unii au început să zic că prorocul lui Domnul nu are cum, pe cine să fie tânărul acela. Noi nu suntem mulți tineri acolo. A trecut câteva zile, câteva săptămâni, într-o seară m-am gândit, Doamne, eu n-am cum să fiu persoana aceea, fiindcă m-am simțit stăpân pe mine, conducând mii și mii de kilometri. Am condus până la 18 ore fără oprire. Nu spun lucrul acesta pentru ca cineva să încerce lucrul acesta, că e periculos. Dar nu credeam nici 1% că pot să fiu eu acea persoană. Și într-o seară am început să mă rog acasă. Știu că m-am rugat mult, mai mult de jumătate de oră. Special pentru acel tânăr care va fi implicat în accident. A durat vreo 2 sau 3 zile, veneam de la servici, noaptea, lucram 3 schimburi, fusesem o săptămână de tura 3-a, apoi tura 2-a, și pe 14 mai, la ora 11:20, de când am plecat de la servici, nu durase 5 minute să zic, niciodată nu m-a prins oboseala atât de repede de când m-am urcat la volan. Pe când mă aflam pe pasajul în Craiova, în centru, am adormit la volan. Când m-am uitat ultima dată în față, mi-aduc aminte că semaforul era verde la Schmidt. M-am uitat în bord de la mașină, aveam 100, n-am realizat să frânez, ci din contră am accelerat. Când am ajuns la Schmidt, m-am trezit exact lângă semaforul. Am zis, e noapte, n-are cine să vină din lateral. N-am frânat și am trecut. Atunci, a venit o mașină nouă, o mașină doar ce-o cumpărasă, cu 4 fete.
Și am intrat direct în ele. În plin. Văzând situația aceasta, n-am apucat să mă joc jos din mașină, că strada s-a umplut de oameni. Erau fete dintr-un clan foarte periculos, de țigani. Vine un țigan la mine și îmi spune, ai nevoie de ajutor? Am rămas surprins și mi-a dat seama că deja Dumnezeu este la lucru. A venit poliția, mult după 3 mașini, 4, nu știu câte au venit, 5-6 mașini de poliție, fiindcă au știut persoana din ce familie face parte. O victimă, capul spart, alta schijă în picior, alta bazinul spart, șoferița a rămas paralizată. Am încercat să iau legătura cu ei prin poliție, mergând la poliție. Poliția mi-a spus că nu avem dreptul să îți dăm date despre aceste persoane, fiindcă legea nu ne permite. Și de altfel mi-a spus poliția, care era șef acolo peste poliție, mi-a zis, nu-ți indicăm să te cunoști cu acești oameni. Mi-am dat seama că sunt oameni periculoși și am mers acasă, am început să mă rog, timpul a trecut o lună, nu știam nimic. După aproximativ o lună, vine un coleg la serviciu, un coleg de-al meu și îmi spune și operiția e paralizată acasă, Pampers. Ar fi bine să iei legătura cu ea, că altfel va fi rău de tine. Am mers din nou la poliție, poliția mi-a confirmat într-adevăr că e paralizată. Am început să mă rog, să rugă și alți oameni și să vedeți ce putere are rugăciunea și eu care se roagă. Soacra celei paralizate era colegă cu nevasta unui coleg al meu, în armată, și îmi transmite, dacă fetele se vindecă, noi nu avem niciun fel de pretenție. Am zis, Doamne, facă-se voie ta. Avem o sac penală, vătămare corporală, așteptam să, de la zi la altă, să se reîncadreze la ucidere din colpă. Și m-am rugat. După 65 de zile de îngrijiri medicale, în care persoanele au fost spitalizate, toate 4 s-au vindecat. Inclusiv aceea care a fost paralizată. Am mers toate 4 la poliție, lucrul acesta am văzut în decizia soluționării dosarului de la judecătorie. Am mers la poliție și au depus declarații că n-au niciun fel de pretenții. Aflând lucrul acesta, am rămas surprins de lucrarea lui Dumnezeu. Permisul mi-a fost restituit după un examen, 6 luni am stat fără el, trebuia 8. Dar datorită că am absolvit un examen, mi-am redus 2 luni de pedeapsă. Și am zis, Doamne, ca să văd mâna ta la lucru în continuare, să văd că într-adevăr tu ai fost la lucru, cu toate că știu că sunt date concrete, palpabile, prin care poliția a văzut cu ce viteză a mers. A văzut că am trecut pe ușul la semafor. Doamne, aș vrea să-mi primesc nici amendă. Nu că n-aș avea bani să o plătesc, dar vreau să te văd pe tine la lucru. Și judecătorul, în decizia care a luat-o, a spus să nu mi se dea niciun fel de amendă. Și zice, Doamne, cât de mare ești Tu. Și când Tu asculți ceea ce noi îți cerem ție. A trecut timpul, lucrarea aceasta s-a terminat. Totul a decurs perfect, n-am primit niciun fel de amendă nici până în ziua de azi. A trebuit să îmi scot un cazier pentru a putea să continui cu acele cursuri de transport mărturii periculoase și am fost la poliție să iau cazier. Poliția m-a văzut. Zice, tu ai ceva probleme?
te vedem puțin așa. Și am zis, da, am avut un dosar penal. La care poliția spune, dacă ai avut dosar penal, așteaptă că ți-l dăm pe loc. Se uită, verifică prin calculator și spune, domnule, la noi dosarul tău nu există, la noi cazierul tău nu există, cazierul tău este curat. Și am zis, doamne, cât de mare știu. Dacă acel cazier era plătat, nu puteam să obțin acele examene. Și în toate aceste lucruri, am stat și m-am gândit. Dacă atunci când a vorbit Dumnezeu, eu nu intram în rugăciune să mă rog pentru aproapele meu, țin să cred că astăzi nu eram aici. Dar fiindcă m-am rugat pentru cel de lângă mine, ca pentru mine, Dumnezeu mi-a venit în ajutor. De aceea vă sfătuiesc pe fiecare să vă rugați pentru cei de lângă dumneavoastră. Amin. Rugându-ne pentru cei din jurul nostru, Dumnezeu îi face și nouă bine. Spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multe zile o vei găsi iarăși. Ce face, aceea îi se va face. Zic ca Domnul să lucreze la aceste lucruri, să ne ajute să credem cuvântul Său, să credem lucrările Sale, să ne umple de Duhul Sfânt, fiindcă este nevoie. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, neîncetat, ca Domnul să întărească rugătorii Săi, rugăciunile Săi, fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu, El nu face nimic fără să înștiințeze pe robii Săi proroci. Și zic ca Domnul să lucreze la acest să fie proroci adevărați. Prorocii care Dumnezeu să lucreze, dacă nu era acel proroc care să ne înștiințeze, probabil nu ne ruga niciunul, probabil era mult mai rău. Eu, în urma accidentului, n-am avut absolut nimic, doar mi s-a legat puțin mâna, fiindcă am ținut prea tare de volan, am pus patru albine să mă înțepe, apropo, pentru cei care au probleme cu circulația, sunt foarte bune înțepătura de albine. Nici 20 de minute a dispărut negritura de pe mână, s-a umflat evident, a doua zi s-a desumflat și am putut să lucrez cu mâna. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat și m-am gândit, a fost o învățătură pentru mine. Și cred că seara aceasta este pentru fiecare. Când avem probleme, când cei din jurul nostru au probleme, să căutăm ajutorul la Dumnezeu. Amin. Să căutăm să stăruim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Fiindcă, cum a fost pilda acolo cu judecătorul nedrept, Dumnezeu va răspunde celor care strigă spre El. Spune cuvântul la Evrei, capitolul 10, cu versetul 37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprionit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și zic ca Domnul să ne mărească această credință, amin. Să credem cuvântul Lui, lași amin. Crezând cuvântul Lui, nu avem cum să ne temem de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem atâția oameni care se frământă, ba cu pandemia, ba cu războiul din Ucraina care se pregătește, dar spre cuvântul lui Dumnezeu, voi să nu vă îngrijorați. Căci toate lucrurile acestea au să se întâmple. Până în altă parte, cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii Pământului. De ce vin aceste încercări? Vin ca Domnul să le încerce. Să vadă dacă, într-adevăr, inima noastră este întreaga Lui. Ne aducem aminte de poporul Israel, care a ieșit din Egipt, spune cuvântul că ce era un drum mai aproape pentru a putea ajunge,
Dar Dumnezeu i-a ocolit. Ca poporul, printre altele, să fie încercat și Dumnezeu să vadă dacă inima îi este predată într-adevăr lui. Aș dori să mă citesc câteva cuvinte de la Galateni, capitolul 5, cu versetul 22, jos. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Și Domnul să ne ajute ca aceste roade ale Duhului Sfânt să fie în viața noastră. Amin. Dacă am dorit să căpătăm Duhul Sfânt fără aceste roade, aș dori să spun că nu se poate. Nu se poate acest lucru. Domnul să lucreze la inima noastră. Amin. Și în urma mesajului cred că ar fi bine făcut o rugăciune. Amin. Ca Domnul să se îndure de noi. Amin. Ca supora Lui. Să ne ajute să ne îndepărtăm de orice lucru care se pare rău din viața noastră. Domnul să reverse darurile Duhului Sfânt în biserică. Să reverse Duhul Sfânt în popor. Ca să putem primi această putere. Să fim găsiți la arătarea venirii sale, curați, sfințiți, destoinici pentru împărăția Lui. Și având această putere Duhul Sfânt, consider că vom putea să fim, cum spune cuvântul, sfințiți, destoinici, folositori stăpânului pentru orice lucrare bună. Zic ca Domnul să ne ajute. Amin. Să putem să îi fim folositori. Să lucrăm fiecare cu talentul pe care El ni l-a dat. Să nu ne mulțumim că venim la biserică, să nu ne mulțumim că cei din jurul nostru lucrează, să căutăm să lucrăm fiecare. Spunea un frate odată că într-o biserică s-a întâmplat că nu mai mergeau lucrurile bine și cei din conducere au analizat situația, oare cine lipsește, cine nu mai vine la noi la biserică și au constatat că două femei bătrâne de o perioadă nu mai venea în biserică. A mers la una dintre cele două și a zis, soră, de ce cauză nu mai veniți la noi la biserică? Era o distanță oarecare și sora bătrână spune, frate, aș veni, dar înainte veneam cu sora cătare, dar a trecut la Domnul și singură mi este foarte greu să vin. La care slujitorii o întreabă, soră, dar ce făceai la noi în biserică? Cu ce te ocupai? Care era activitatea ta? Și sora răspunde, fraților, în fiecare zi ne rugam, posteam și îl rugam pe Dumnezeu să lucreze în biserică. Glorie. Și apoi frații au spus, este clar, îndeajuns, biserica mergea datorită acestor două surori care stăruiau în rugăciune. De multe ori, lucrarea noastră nu se vede. Dar dacă ne facem lucrarea, fiecare aceea care Domnul ne-a pus să o facem, lucrarea lui Dumnezeu va merge. Amin.